punct al acestui festival este varietatea de genuri pe care o abordăm în acest an. Și mă bucur foarte mult să vă spun că vom avea, deci, o gamă extraordinar de largă, de la jazz, folk și rock și mixurile și fusionurile între ele, până la muzica clasică, pentru că vom avea concerte inedite cu, de exemplu, celebra orchestră de jazz a lui Oleg Lundstrem, pe care o cunoaște toată lumea din muzică, care este într-un fel un etalon în acest domeniu sau în această ramură a muzicii. Vom avea bucuria să avem spectacolul jazz orchestrei de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, una foarte promițătoare și probabil pe care ați cunoscut-o, condusă de Petru Haruța, un extraordinar trompetist și muzician de la noi. Vom avea un excepțional concert rock, mă bucur foarte mult, Alex, pentru asta, deci a trupei lui Alex Călancea Bân, cu Rupt, așa? O să fie și rupt. Și tot ce vrei, și cu sud. O să congânem și... O să spuneți dumneavoastră acum, da? Și vom avea la închidere pentru prima oară un concert inedit de închidere, care va fi concertul lui Vali Bogdan Band. Așa, pentru că am considerat că acest artist merită să închidă sau să facă închiderea Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, având o prestație absolut specială. Vom avea nume extraordinare și în muzica clasică. Natalia Gavrilan, am menționat-o deja, deci compatrioata noastră, marea cântăreață care a evoluat pe scene mari și care cântă acum la Milano, va cânta în 29 la sala cu orgă. Îl vom avea oaspete pe marele pianist Eduard Kunz la sala cu orgă, cel